Accident grav în Buzău. 5 oameni, printre care și un copil, au fost răniți. Șoferul mașinii în care se aflau toate cele 5 persoane a încercat să evite un câine care i-a ieșit în cale. A tras brusc de volan și a intrat pe contrasens, dar acolo s-a izbit de o altă mașină. Impactul a fost deosebit de violent. În autoturismul care circula regulamentar era doar șoferul. Acesta a scăpat fără nicio zgârietură. Mai așa, 5-6, că aveau și copii, că aveau... Pare că țineau și copii în brațe sau ceva. Ce v-au zis, că au evitat un câine? Da. Și că au intrat direct în mine. Că, nu știu, m-am trezit cu ei. Și aia a fost. Erau loviți rău? Da, aveau copii și erau destul de rău. Dar am înțeles că e bine, sunt bine toți. Șoferul nu poate să respire sau ceva de genul, n-am înțeles prea bine. Și că vor să-i facă și lui testul, de altfel. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.